Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. Astăzi ne-am propus să discutăm despre asociațiile de coproprietate în condominiu. Salut prezența în studio a domnului Mihai Cărlig, președintele Asociației Patronale Asociațiilor de Coproprietate în Condominiu. Bună seara și bine ați venit! Și a lui Ianuș Cușnir, expert în domeniul locativ comunal. Bună seara și bine ați venit! Mulțumesc. Domnule Cărlig, pentru început v-aș îndemna să explicăm, de fapt, celor care ne vizionează la această oră ce presupune noțiunea de condominiu și în ce context se conturează ea în realitatea social-politică a țării noastre. Despre ce este vorba, mai pe simplu? Dacă să mergem de la noțiunea condominiu, da? este o traducere cum ar fi o proprietate comună a câteva persoane, două sau mai multe. Dacă să începem de la istoricul necesității, abordarea necesității acestei forme de administrare, este că trecerea de la unele relații a statului cu cetățeanul la alta, cum ar fi fosta Uniune sovietică în care am făcut și noi parte, unde era relația de planificare a locuințelor și a relațiilor planificate și de trecere la o formă de relație de piață care presupune cu totul altceva decât o, o gestionare a unui fond care nu aparține cetățeanului. Noi am ajuns la o situație când în Republica Moldova, practic, la 99% sunt Приватизация тут от апартаментели есть его структуры к с привати к апартаменте, да в блоку нуаре его форма где где администрари Чья веки истории? веки, есть и потому что мы перешли приготла релация депиация, что ту, а ла релация депиация, и есть проприетар, ин Acum când aceste blocuri private sunt o, un condominiu, așa cum am spus că este o proprietate comună, dacă apartamentul este proprietate privată, tot ce este alături uh, spațiile de uz comun, cum ar fi scările, subsolurile, acoperișurile, nu poate fi privatizat de cineva. Este o proprietate comună care necesită de a da o formă de administrare care presupune că gestionăm o proprietate comună care mi aparține și mie și ție. De asta a fost nevoie ca să fie elaborată o lege a condominiului cum ar fi trecerea prima, trecerea de la la proprietatea statului la proprietatea uh, asociației exact. în privată, fiindcă aceasta este o proprietate comună, dar privată. Și în 2000 a fost elaborată legea condominiului care practic a fost obligatoriu, dar cu părere de reu, a fost imperfect ce ține de implementarea și cu uh, termenii de implementare și cu uh, Облигационик, если облигат, ас есть шаком, на у вас дать часть, часть термин. Что пыным президент практикин Республика Молдова у фост три кути форма, что с понимем легалы для администрации пынела до узиди фонду локатив. Что так но и врубим asociațiile în condominiu noi vorbim de o, o industrie de o, un domeniu care acest domeniu este, are problemele sale începând de la legea, de la instrucțiune la lege și implementarea, care noi vedem că la ziua de astăzi este stagnat Fiindcă nu poate să fie o structură, cum ar fi chiar și asociația patronală, care să impună aceste persoane, conform da. legii, să se, se convoace în asociațiile de condominiu. Da, de că fapt, le... în mi-ați anticipat o întrebare. Eu aș vrea să rămân la de lege, subiect. Legea spune expres că pot organiza, iniția această asociație în condominiu doar locatarii blocului care locuiesc sau a, a, administrația publică locală care poate iniția. Restul noi am a, după examinările noastre, cercetările care am făcut și am văzut problemele existente în domeniu, noi am sărit ca un ajutor la administrația publică locală chiar și centrală da. pentru a da care va sfaturi sau chiar elaborarea proiectelor de lege care să îmbunătățească acest proces de trecere de la alte forme de administrare la forma care este unică legală ACC. Da. Haideți să vedem și domnul Cușner. Domnul Cușnier, eu vreau să rămânem în albea aspectului juridic și să trecem cel puțin în revistă câteva momente. Republica Moldova în 2000 adoptă o asemenea lege. Vreau să ne spuneți în ce circunstanțe la sugestia partenerilor externi sau la o necesitate iminentă a societății în care trăiam? Deci, problema a stat în felul următor. După ce Uniunea Sovietică s-a destramat da. și a început privatizarea masivă, în primul rând, a locuinților, așa au fost deprins oamenii că statul avea grijă de fondul locativ. Dar din moment ce Uniunea s-a destramat, noi am devenit proprietari de apartament, dar noi nu făceam investiții în bloc, gen în rețele, în acoperiș, în respectiv. În TV, da? De da bloc, blocul, cu timpul, degradează. Respectiv, Comisia Economică pentru Europa, și anume asta, vorbim de Organizația Națiunilor Unite, în 1999, a organizat o întâlnire cu toate țările postsovietice, unde a prezentat un studiu, care l-a efectuat în decurs de câțiva ani. Scopul studiilor era de a identifica care este cea mai bună formă de administrare a fondului locativ. Și respectiv, în urma acestui studiu, a fost prezentat că cea mai bună și eficientă formă de administrare a fondului locativ a fost uh, uh, depistată pe continentul uh, american din Nord și uh, Europa occidentală. Și această formă de administrare se numește condominiu. Asta este uh, un complex unic de bunuri. Din moment ce eu sunt proprietarul unui apartament în bloc, eu devin și proprietar o cotă parte a spațiului de usc comun. Fie că este acoperiș, fie că este subsol, fie că este reținere sau terenul aferent blocul locativ, eu sunt proprietarul cu cotă parte. Și respectiv eu sunt obligat prin lege nu să investesc doar în uh, reparația și întreținerea încăperii care mi aparține ca proprietar, dar investesc bani și în spațiul de usc comun. Ceea înseamnă că noi ridicăm nivelul de calitate de trai a blocului. Domnule Cușnier, haideți să vorbim ipotetic. Ce se întâmplă atunci când locatarii nu doresc să constituie, de fapt, sau să înregistreze o asemenea asociație? Nu, din practica pe care noi o depistăm, nu sunt locatari care nu doresc să constituie asociații. Este o altă problemă că de obicei, locatarii sunt duși în eroare. Da? Respectiv, condițiile, condițiile prin care urmează să fie aplicate prin faptul că, uite, vrei să-l condominiu, urmează să asumi responsabilitatea pe anumite datorii care sunt istorice, sunt multe, multe alte probleme. Dar cert este un lucru? Din 1999 a fost prezentată Republicii Moldova însăși conceptul de condominiu. Din 2000 de când a fost aprobată legea în Parlamentul Republicii Moldova este indicat ca asociațiile de proprietare a locuinței privatizate, care este o altă formă de administrare mai veche, cât și cooperativele de construcție a blocurilor de locuință, care este o formă și mai veche, urmează să se reorganizeze în asociații cu proprietari în condominiu. Din 2000 avem prezentat în lege că CCL-urile, APL-urile urmează să se reorganizeze în asociații cu proprietari în condominiu. Pe altă parte, hotărârea de guvern 191 din 2002 reglementează că blocurile care sunt administrate de întreprinderi municipale, gestionarea fondului locativ, din 2002 au fost depistate că întreprinderi municipale nu activează atât de bine cum s-ar fi dorit. Și respectiv este reglementat în punctul 3 acestei hotărâri de guvern că în cazul în care se face investiții din bugetul local, da. În reparația capitală întreținerea fondului locativ, aceste blocuri urmează să fie reorganizate în asociații de coproprietari în condominiu. Din 2000 până în 2018, din 3700 de blocuri, noi avem reorganizate pe calea Legal. legii 913, hotărâri de guvern 191, până maximum până la 30-40 de blocuri. Ceea ce reprezintă sau una... Oamenii nu cunoaște drepturile că condominiul este ok, sau nu există voință politică și administrativă pentru a reorganiza fondul locativ. Da. Domn' Crălec, vreau să ne oprim de asemenea la cadrul legislativ. Există carențe, de ce nu, nu, nu funcționează acest mecanism? Unde e veriga slabă? Hmm. Una care am spus, fiindcă n-au fost stipulați termenii de reorganizare și a doua, este, sunt condițiile care ați puse în fața cetățeanului, că din până ajunge la formarea acestei asociații și da. a întrunit toate uh, condițiile care sunt pentru o asociație, uh, este imposibil pentru o persoană care nu este din domeniu. Pentru că dacă noi să luăm aici, nu este vorba doar de fondul locativ. Fondul locativ este una, dar mai este și uh, terenurile municipale care uh, înconjoară aceste blocuri. Uh, și noi vedem că la ziua de astăzi este o invaziune de construcții între blocuri, cum ar fi pe terenul uh, proprietate municipală a administrației publice locale, dar care, conform legislației, ar trebui să fie atribuite aceste asociații. Și eu cred că unul din impedimente ca să fie formate aceste asociații, este și neperfectă legea de atribuire a terenului aferent, chiar și ca noțiune a terenului aferent adiacent, este cam amorf, nu este înțeles pentru cetățeni. Și atunci când cetățeanul vine și cu intenție nobilă, și cere că vrem da. să ne ajustăm la lege, să formăm această asociație de coproprietari și cam este dată o listă de acte normative sau informative care trebuie să le prezinte inclusiv și proiectul de construcție a blocului care a fost construit în anii 60 da. și ridicarea topografică etc asta pune la niște cheltuieli enorme și la niște pași imposibil de a le realiza. Eu cred că asta este unul din momentele care stopează acest proces. Domnul Crălec, dar ce face administrația publică locală în tot amalgamul ăsta de probleme? <coughs> Cum am vorbit, noi după cercetările care le-am făcut, noi acum încercăm să ajutăm administrația publică locală, dacă vorbiți de locală. Ca atare, noi aș spune că dublăm sau nu dublăm sau ei dublează activitatea noastră, fiindcă din anul 2000 în administrația publică locală este o direcție care statutul lor spune expres că conlucrarea cu asociațiile. A, conlucrarea ce înseamnă? Organizarea, formarea, reorganizarea, etc. Dar dintr-un motiv sau altul, n-a fost să fie să activeze această direcție cum ar trebui să activeze. Nu trebuie să ne uităm în, înapoi, dar acum noi toți suntem conștienți că marea parte de succes a, a, a ajustării acestui domeniu la legislație depinde și de APL și APC dacă administrația publică centrală va elabora legea condominiului care necesită acum să fie de urgență și va fi instrucțiunea și dată spre implementare cu un termen fix, atunci noi credem că să mișcă carul din loc. Domnule cuștenir. Societatea noastră este creată așa precum este, nu putem schimba peste noapte. Întrebarea mea este din starea de lucruri creată. Ce se întâmplă cu platnici în aceste condiții? Ce fac ei? Cum îi penalizăm noi, ceilalți? Nu știu. Conform legii cu privire la locuință, asociațiile, da? atât între primul principale, sunt obligate să încheie contracte individuale cu fiecare proprietar de apartament. Și respectiv pentru asta este și prevedere legală în Codul Contravențional, articolul 180, liniatul 11. Că în cazul în care un general stabiliște și aprob contractul tip Prestări servicii, respectiv fiecare membru asociației este obligat să semneze acest contract. În cazul în care nu semnează, deja administrația locală are la dispoziție anumite așa, puterniciri prin sancționarea acestor plătitori. Nu, nu rău persoane care nu urmează să semneze da. contractul. Dar în cazul în care cineva nu achită serviciul comunal de întreținere administrării fondului locativ, decurs de 6 luni consecutiv. La moment există prevederi legale, articolul 180 din 6 din codul contravențional prin care proprietarul sau administratorul bunului mobil poate depune o cerere la administrația locală cu privire la întocmirea unui proces contravențional și la la comisia administrativă în pretura de situare în care activează acest persoană juridică. În cazul dat, asociația este scutită de taxele de judecată și deja timpul care urmează să-l pierdă pentru instanță. Puțin uh, oameni cunosc de beneficiile asociației sau proprietari în condominiu. Dacă ar fi să le enumerăm, vă rog. Dacă ar fi să le enumerăm, uh, aș vrea să uh, punctez un lucru, că împreună cu colegii de la asociații de patronat noi am organizat uh, cam jumate în de urmă o conferință de presă unde am abordat un subiect foarte important pentru atât municipiul pe Chișinău cât și întreaga, întreaga Republică. Noi am uh, făcut un sondaj și am depistat că din uh, 10 cazuri când sunt tentative de a construi un bloc în curtea blocurilor vechi, 8 deja cu încălcarea se... legislației. Cu încălcarea legislației, 8 se construiesc, 2 stopează, 8 se construiesc. În cazul dat, noi am analizat și am identificat care ar fi o soluție perfectă pentru blocuri. Deci, pornind la ceea că protestare, protestare care iese din bloc și protestează și în administrația locală cu suspendarea autorizației de construire, nu este o soluție, pentru că în pe instanță se repune. Ideea care? În cazul în care aplicăm prevederile articolului 4, articolului 5 din legea condominiului, care scrie expres că proprietatea, proprietatea comună include o clădire cu intrare separată mai multe în clădiri ce aparțin mai mult de doi proprietari, precum și anexe la clădiri. Trotuarele, drumurile, căile de acces, parcările, teren de da? joacă pentru copii sunt bunuri destinate pentru deservirea bunului imobil în condominiu. Și conform legislației, aceeași lege 913, articolul 8, reglementează cine este împuternicit să stabilească hotarele date. Și dacă face referință la articolul 8, hotarele terenului condominiului în ansamblu existent de construcție a localității se stabilește de către administrația publică locală, adică de către primăria municipiului Chișinău. În cazul în care noi, ca locuitori orașului, nu dorim ca în curtea blocului nostru să fie construit un bloc nou, noi urmează să înregistrăm de sine stătător în condominiu. Înregistrând asociații în condominiu, noi doar după asta putem pretinde la terenul aferent în hotarele stabilite. Și din moment ce administrația locală este obligată prin lege să transmită acest, acest teren în proprietatea asociației, nu poate niciun organ abilitat, indiferent de structură și de nivel, să elibereze autorizații de construire pe un teren care nu îi aparține. Da. Domnul da. Crâleg, ascultându-l pe domnul Cușnir, mă întrebam, în momentul în care eu doresc să înstrăinez imobilul, o fac împreună, nu știu, cu locul pentru parcare și celelalte? Nici de cu? este, dacă noi să vorbim de da. proprietate comună, uh, proprietatea comună, dumneavoastră puteți înstrăinați cotă Ceea uh -huh. să înstrăinați cot parte. Și asta dacă să aveți, uh, vorbiți de parcare da. sau parcajul public pentru membrii asociației, în dumneavoastră puteți înstrăinați cot parte, fiindcă dumneavoastră aveți din fiecare metru de parcaj aveți cota, dumneavoastră din fiecare metru de trotuar aveți cota dumneavoastră și nu puteți să înstrăinați ca bun imobil. Aceasta este uh, o proprietate a asociației unde dumneavoastră sunteți partaj. Și dacă um, această parcare, ca exemplu dumneavoastră, da. ca asociație, ați dorit că să o faceți cu plată, că să fie o sursă de venit, asta e o activitate economică a asociației, dumneavoastră ați uh, pus taxele unde să face o activitate economică, dar iarăși nu vine dumneavoastră, dar vine în reprezentantul în, legal. În, da, este asociația, este contul asociației și această finanțare trebuie să fie dusă pentru necesitățile asociației. Și eu aș vrea să mă accesez mă rog. la ceea ce a spus colegul meu de construcțiile și de delimitarea terenurilor care sunt la noi. Desigur noi vedem că aceste construcții în interiorul cartierului cresc pe teritoriul municipal. Și dacă noi să vorbim de actele permisive care permit începerea acestor construcții fără da. delimitare este aici o mică nuanță care se foloseau mai mulți pentru a așmecherea, așa să spunem. O colire, da? Nu că e o colere. Este așa, se începe orice construcție de la certificatul de urbanism, care este un certificat, un act permisiv doar pentru proiectare. Dar s-a inventat și așa noțiune ce ca certificat de urbanism informativ. Informativ înseamnă că în acel certificat informativ sunt puse ca sintagme ce ar putea fi construit aici. Dar asta e informație și multe ori am văzut că acest certificat informativ, informativ s-a luat ca bază pentru uh, proiectare și eliberarea autorizației. Ci asta nu poate să fie uh, legal, fiindcă uh, s-a luat un certificat uh, de urbanism informativ pe o proprietate comună, municipală. Eu vreau să, aruncăm, vreau să aruncăm lumină și asupra unui aspect, probabil cei care ne vizionează se întreabă. Bine, așa zisurile, fostele jec au intrat în istorie sau intră în istorie. Cine transmite proprietatea sau cine face această uh, trecere de la o proprietate la alta? Domnul Cușner. Uh, în situația dată ne putem spune în următor. Este bine că Consiliul Municipal la noi lucrează. Unii lucrează și fac lucruri foarte bine. Domnilor au avut o decizie da? prin care în cazul în care un bloc administrat de întreprinderea municipală, deci aceste jecuri, da. e decizia de a se reorganiza. Nu reorganiza, înregistra în blocul lor condominiu, da. după ce obține certificatul sau extrasul persoanei juridice la Agenția Servicii Publice, depune o cerere la primărie, la Direcția locativ comunală și domnilor deja eliberează actele pe bloc, care trece în gestiunea asociației. Și asta, de fapt, nu este o problemă. Problema e, de fapt, în altceva, că în cazul în care asociația devine proprietarul blocului, Asociația înregistrează cota parte asupra spațiului de usc comun. Asociația este îndrept drept să depună cereri la primărie pentru atribuirea terenului aferent în proprietate. Și probabil că anumite terenul este în proprietate care urmează să fie transmis conform lege în asociație în condominiu, primăriei probabil de asta și tergiversează. Pentru că după noapte, dacă toate blocurile vor fi asociații, noi eliminăm totalmente situația, schemele, de corupție. Schemil, gen că cineva construiește un bloc nou în curtea unor blocuri deja existente. Pentru că fiecare bloc, când se construiește, el are la bază documentația de proiect și include și planul de amenajare. Noi nu putem să construim un bloc și ne-am spălat mâinile. Este necesar pentru blocul ăsta să creăm căile de acces, spațiul unde se recrează locătare spațiul unei infrastructura infrastructura, infrastructura. infrastructura, prin normele legale, este obligatorie de creat pentru acest bloc, orice bloc Și de moment ce noi eliberăm autorizații, nu noi, dar primărie eliberează autorizații de construire în, curtea blocurilor deja existente, inclusiv și la blocurile la întreprinderi municipale, sunt încalcă documentații de proiect. Aici aș vrea da. o Dar claritate. Domnului. Întrebarea dumneavoastră a fost că cui se transmite da. da? Dacă să vorbim aceste seluri, este o percepere greșită că dânșii sunt proprietarii locurilor. Selul este un instrument al primăriei prin care gestiona fondul locativ. Ca atare acum, aceste jecuri sunt pe cale de dispariție. Este faliment. Da. Dar ca proprietarii nici nu pot să transmite acest bloc sau orice alt bun, fiindcă dânșii doar au gestionat un fond locativ străin. Și de asta ei nu au nimic în proprietate. Ca, ca, idee, idei, așa după ce a fost privatizarea masivă a apartamentelor, da. practic a trecut a, blocurile au fost transmise de la, dacă țineți minte, Sintagma, Republica Moldova, au trecut la administrația locală, dar printr așa, printr-o scuze, fără niciun act de confirmare că acesta este bunul administrației publice locale. Și acum, eu cred că nu este oportun de a face careva relații între blocurile cum care se numeau municipale de a transmite uh, această uh, proprietate blocului prin uh, uh, delimitarea cote pers uh, etc dar să fie o cedare din partea administrației publice locale și să fie transmisă automat la asociația nou formată, cu toate condițiile care l-a enumerat colegul meu. Dar cine coordonează cu activitatea asociației? Până la urmă, această nouă asociație ar trebui să încheie un șir, nu știu, de contracte, de prestări, servicii și așa mai departe? Organele de conducere a unei asociații cu domeniu țin în următor. Organul suprem este adunarea generală a locatarilor. Toți locatarii sunt membri și decid. Respectiv, Adunarea generală decide proiectul de buget pentru un an de zile. Care sunt cheltuielile, Aprobă cheltuielile care urmează să fie executate. Fie că țin de administrare, fie că țin de întreținere, fie că țin de reparații. Adunarea aprobă, aprobă bugetul. După adunare vine Consiliul de Administrare a Asociației. Consiliul da. este ales din rândul membrilor Asociației. Și la urmă rândul său, Consiliul votează președintele Consiliului de Administrare, care deja este executorul. El pune în aplicare deciziile Consiliului și adunării generale. Avantajul față de asociații, față de întreprinderi municipale, că în asociații există transparență. Oamenii achită taxa pe metru pătat pentru deservire, administrare și reparație fondului locativ și oamenii văd rezultatele date. Nu sunt investiții zeci de ani într-o întreprindere care e falimentată și care nu repară fondul locativ, din din, 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 colectează bani, dar nu-și onorează obligațiunile. Facem o paralelă. Întreprinderi municipale de asociații în condominiu. Dar mai este și un da. alt aspect. Dacă să vorbim de proprietățile comune care sunt în asociație, ele aparțin asociației. Dar în blocurile municipale noi cunoaștem că sunt subsoluri, sunt uh, spații nelocative, acoperișul care uh, poate să fie un element din activitatea economică a asociației. Dar acestea sunt transmise sunt luat ca bază că este proprietatea primăriei, prin direcția funciară este transmis în arendă sau în folosință la alte persoane și venitul care vine nu vine în asociație, dar vine în bugetul direcției funciare, în direcția primăriei, că e la direcția finanță sau la funciare. De asta tot ar putea să socotim că este un impediment că se lipsește de o sursă de venit care nu-i aparține. că la formarea acestei asociații, toate aceste uh, spații locative și nelocative care nu le aparțin locatarilor, vor trece în proprietatea asociațiilor. Și mai departe noi să vorbim, dacă este, cum am spus, că legea spune că fiecare vin cota sa parte, el achită pentru întreținerea acestui Imobil. De regulă, Dar mai mult sau mai puțin? Că până obligatoriu. La obligatoriu. Obligatoriu. Asta este pentru toți, legea e egală. Dar noi vedem că aceste spații locativi și nelocativi care sub gestionarea primăriei erau, niciun bănuț în acești 25 de ani n-a fost inclus în, în fondul de reparații sau de la capitolul ăsta, domnul Călin cer da. Spre exemplu, putem spune în Consiliul Municipal al Chișinău în 2007 a aprobat taxa pe metru pătrat care se aplică la întreprinderile municipale. Da. Taxa de un leu per metru pătrat. Respectiv, în cazul în care noi elaborăm bugetul asociației și noi stabilim că noi avem nevoie de sumă X, Y de lei și noi împărțim la metri pătrați locativi, noi putem observa că un leu nu e de ajuns și este necesar să mărim taxa. Dacă aceste subsoluri sau încăperi cu spațiu nelocativ cu alt destinație, care ar intra în proprietatea conform legislației condominiului din moment ce e înregistrată asociația în blocul da. dat, asociația este în posibilitate să transfere în locațiune aceste încăperi, astfel cât desfășurând o activitate economică. Și surplusul de bani care vin de la activitatea economică Legislația scade, acest da, scade cheltuielile pe pătrat. Ceea ce înseamnă că noi avem în blocuri, spunem așa, persoane social vulnerabile, care nu au posibilitatea să achite această taxă. Întrebare. Blocurile care sunt administrate din întreprinderile municipale, în cazul în care vine agent economic gen Starnetto, Santiviu sau... Da, ca să nu facem publicitate. Nu facem publicitate, da. dar ia o locațiune anumit spații pentru a-și monta telecomunicațiile da. pentru transmisiunea serviciul care le prestează. Acești bani, dacă nu este înregistrată asociație în condominiu, în buzunarul cărora să duc? Da, dar eu vreau un pic poate să ancorăm mai mult în realitate. Iar și ipotetic vorbind, nu funcționează ascensorul. Eu, în calitate de locatar, cui mă adresez? Asociație, Asociație cu vădare în condominiu. Ascensorul este proprietate care este comună, ca să... Comună a tuturor membrilor. Respectiv, în cazul în care noi stabilim cota de parte a fiecărui membru în asociații. Da. Nu, spre exemplu, noi avem noi cum toți trei într-un bloc, dau un exemplu. Da. Toți trei într-un bloc. Dumneavoastră aveți un apartament de pătrați, domnul Cârlig are un apartament de de pătrați și eu am un apartament de de pătrați. Dacă noi împărțim la cota parte asupra spațiului de comun, comun, sub subsol, demisol, ascensor, da. dumneavoastră aveți parte 50% de cota parte. Domnul Cârlig 40% și 10%. În cazul în care se deteriorează ascensorul, noi avem nevoie să cheltuim o sumă de 100 de lei, spre exemplu. Dumneavoastră achitați partea, cota Un parte, 50%, domnul Cărlic, 40% și 10%. Și asta este corect. Cu cât mai mult proprietate ai tu în condominiu, cât mai mult să investiți pe care tu urmează să le faci. În cazul în care noi desfășurăm activități economice, se ia în calcul și respectiv scade prețul. Asociațiile în condominii este cea mai bună formă de administrare a fondului locativ și cea mai transparentă, care nu creează probleme, dar care vine cu soluții la probleme care sunt. Dar întreprinderile municipale existente ce fac în aceste da. situații? Ele nu mai sunt existente, sunt da. administrate prin administrator provizoriu și da. scopul lor este că în timp de un an de zile să fie lichidate totalmente. Dar dacă noi să vorbim ca un beneficiu Asociațiilor, a formării asociațiilor, Bravo. sunt granturile care sunt date pentru dezvoltarea fondului locativ. Cunoașezi. Chiar da, și este. Uh, ultimul grant care a fost semnat în primăria Chișinău de 25 de milioane, care nu poate fi implementat doar dintr-o condiție. Pentru toate aceste granturi se dau cu condiție că fondul locativ trece la forma de administrare ACC. Și asta iarăși este un, un beneficiu, fiindcă că noi vorbim de bani ieftini. Dacă vine un leu cu componenta de grant, 30 de procente, noi peste 15 ani trebuie să întoarcem doar 70 de bănuți. Asta sunt bani care uh, asociațiile ar putea să le folosească în uh, scopurile dezvoltării asociației. Beneficii sunt rog. multe, beneficii în asociații în condominiu sunt foarte multe începând de la administrare, începând de la dreptul de proprietate, începând la contractele individuale care se fac între asociații, regulamentele, legislații, ele sunt foarte multe. Dar de obicei se întâlnesc impedimente. Eu vreau impedimente să vă întrebă, care... iată în activitatea pe care spunea și domnul Cărlic, oarecum se dublează, cazuri concrete, atunci când administrația publică locală era în incertitudine, respectiv s-a intervenit, s-a aplicat buchea legii și s-a mers pe calea corectă sau totuși noi suntem în incertitudine. Până la urmă, care este starea reală? De nu. Ă, Acum, dacă noi vorbim de o perioadă când era stagnat acest da. domeniu totalmente, acum este mișcarea și conștiința cetățenilor că necesită, una, că legea obligă, dar doilea și necesitatea este de a forma aceste asociații. Și dacă prin consultările noastre, care noi le acordăm cetățenilor, persoanelor care vor să organizez în asociație, sunt mișcări foarte bune și chiar cu rezultate avem cazuri de și atribuirea terenului aferent la asociație în proprietate. Asta este deja o mișcare. Deja Consiliul să voteze, dar cel mai important ce este? Oamenii trebuie să înțeleagă că din moment ce se registrează în blocul cuiva asociație în condominiu, deja îi port responsabilitatea este responsabilitatea pentru administrarea eficientă a fondului locativ. Dacă să facem un paralel la terenul aferent, care urmează să fie pus în proprietate, oamenii trebuie să înțeleagă. Primăria nu vrea să dea terenul în proprietate. Primăria nu are interes de a în proprietate. Și în bază la asta, Consiliul Municipal în 2013 a votat o decizie cu privire la aprobarea regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale. O decizie care reglementează conform legii 913 și articolul 8. Spune că APL-ul este abilitat să stabilească hotarele. Dacă în baza la decizia dată, stabileți hotarele. Și dacă să răsfăim această decizie, noi vedem că terenul aferent blocul locativ și altor bunuri imobile în condominiu, care nu poate fi mai mic decât perimetrul construit a bunului mobil. Adică, noi luăm blocul și construim terenul, noi luăm terenul, construim blocul. Nu poate fi mai mic decât perimetrul construit a bunului mobil. Deci, adică, cei ce sub casă, se gratuit. Restul cu titlul de salubrizare și amenajare. Noi, pe de o parte, avem lege care spune căile de acces, trotuare de pieton, parcarea automobililor, parcarea automobilelor, zone de recreare, tren de joacă, tren de sport, tot intră în proprietate, dar nu Consiliul îmi spune că nu intră în proprietate, tot intră sub asta. Și aici sunt ce problemele cele mari, În lege se interpretează, se interpretează. Și e bine că în 2017, Consiliul Municipal a aprobat niște modificări și respectiv terenul aferent stabilește în baza planului de amenajare, în baza documentației de proiect, planul de amenajare. Iar și apare întrebarea, blocurile administrate de întreprinderi municipale, cine este responsabil de documentație de proiect? Unii noi le regăsim pe dânsele. În cazul în care ele nu sunt, terenul stabilește, permitul construit a bunului imobil. Noi am avut o solicitare din partea unor locatari în care noi ne-am implicat personal cu privire la identificarea unor formule și noi am stabilit că funcționarii primăriei Elaborează proiectele, am așa impresie, special în detrimentul asociațiilor în condominiu. Pentru că, în cazul în care toate blocurile din Chișinău ar fi asociații în condominiu, n-ar fi mai apărut problema terenului care se dă în locațiune sau se construiește blocuri noi. Pentru că primăria nu poate elibera autorizații pe terenul care nu aparține. Dar proprietatea municipală terenul costă bani. Și licitațiile cum se fac la noi, noi toți le cunoaștem. De aceea este eficient ca să stabilim soluția la mai multe probleme a fondului locativ, ține să înregistrăm asociații în condominiu. Nu este ușor, dar legea ne obligă. Altceva, că primăria, prin măsurile care interprinde și Consiliul Municipal, într-o măsură putem să interpretează legea și nu aplică prevederile articolului 4, articolului 5. Și stabilesc alte norme. Pentru că dacă noi abordăm iarăși din prisma terenul aferent, trece în proprietate. Da. Cum putem noi să numim terenul aferent, terenul de sub bloc? cum noi putem să ne folosim Logic, de terenul da. de sub bloc. În lege este scris că noi putem să solicităm la primărie terenul adiacent la terenul aferent care să luăm în locațiune sau să-l procurăm și să stabilim tot ca norme în construcție. Și aici este prevăzut că dacă dorești să iei în locațiune, adică terenul adiacent este prevăzut, terenul aferent nu este prevăzut. Se interpretează legislația. Că da. se întâmplă.

a transmite, fiindcă aceste seluri sunt pe cale de dispariție, și să fie transmisă gestionarea fondului locativ municipal la întreprinderea municipală de prestări servicii, care este un absurd. Aici le-aș da un sfat și la executiv și la Consiliul Municipal să găsească soluția de organizare de acestor asociații și cu cedarea blocurilor de procedura de organizare a ACC-urilor. Fiindcă dacă noi transmitem de la SEL la întreprinderea municipală de prestări servicii, asta noi intrăm într-o altă gaură fără fund. Dar spuneți-mi, vă rog, un locatar poate renunța ca să fie membru asociației? Nici de cum nu. Bun din moment ce ești proprietarul Atunci legea e duală. Pe de o parte zicem că... Din moment ce ești proprietar unui bun imobil în condominiu, tu te folosești de spațiu de us comun. Da. Tu te folosești de ascensor, de scări, de rețele ingineriești, de apeduct. Tu te folosești, respectiv, când asociația întreține și investesc bani ca aceste lucruri să dezvolte și să meargă ok, tu ești obligat ca membru să participi cu o aparte, în dependență de mărimea proprietății. А что приведили в Legea da. spune fie, că dacă este o proprietate comună de două persoane, da, ei ar putea, conform legii să formeze o asociație. Dar dacă este o proprietate comună unde sunt cinci mai multe persoane, este obligatoriu. Nu pot eu un condominiu dacă ă, noi locuim cu dumneavoastră în același bloc și fiecare are cu regulile sale. Dumneavoastră dormiți cu familia în apartament, dar eu o să cresc boboci în apartament. Asta este o, un nonsens care legile condominiu să fie uh, pentru a fi un confort pentru acela care este alături și nu al deranja cu uh, alte acțiuni care nu sunt în uh, codul uh, spune da. Da, spuneți să vă noi avem campanii de informare, informația iată gen despre care discutăm noi astăzi, cât de ușor ajung la da, răbdăcătări? Noi, noi... noi din partea noastră poți da, da informații care noi am făcut mai multe mese răpunde și da, Organizăm da. întâlniri cu reprezentanții asociați la care deja forma este învechită. Noi le prezentăm prevederile legale a noului proiect de care mi să fie dat anul ăsta în Parlament, sperăm noi noi prezentăm soluții la probleme pe care le au, dar este o problemă cu blocurile de administrație de întreprinderi municipale, unde nu este identificat un lider, cine este președinte sau administrație, da. este greu de întrunit. Și la capitolul ăsta noi uh, încercăm să elaborăm un concept uh, probabil că în colaborare cu administrația publică locală. Să vedem. Da. Privire la astfel. informarea, informarea locatarilor din blocurile administrație de întreprinderi municipale. Dar înainte de asta vreau să fac o reterez un da. subiect anterior, să facem o exercițiu. Termenul de exploatare a unui bloc e de la 60 până la 80 de ani de zile. Termenul de exploatare a unui bloc. În cazul în care blocul a fost administrat peste 25 de ani și îmi urmează încă vreo 10 ani de zile din întreprinderi municipale care la moment nu au capacitatea de a face față volumului de lucru. Și la moment din ce ele se lichidează prin insolvabilitate și primărie. Cum a spus domnul Curle, la propunerile ce au fost la ședința de luni a primăriei, se instituie o nouă structură care se administrează în locul între municipale. municipal, apare întrebarea. După ce experții termenul în de blocului și blocul deja de, nu mai poate fi locuibil, cine o să poartă răspundere pentru administrarea ineficientă? Din alt punct de vedere se primește da. că dacă este gestionat de o subdiviziune a primăriei și este verificată iarăși de aceeași primărie, persoanele care locuiesc în acel bloc nu au nicio cale de control, de verificare a activității sunt. Care, care e relevanță. Da. Nu este nicio relevanță. Dacă este o structură, o cârmuire a acestei asociații, dinși sunt responsabili? în fața locuitorilor acestui bloc și nici de cum în fața primăriei. Da. Domnul Cușnir, eu vreau pe final de emisiune Regenie spune că avem aproximativ 4 minute la dispoziție Vreau să vă întreb un lucru firesc Cine ar trebui să, să se apuce Foarte serios de lucru pentru că Aceste asociații să prindă conturi Și să devină cu adevărat ceva funcționabil Și când zic lucrul ăsta Mă refer la locatari, la Consiliul Municipal La fiecare dintre noi La societatea civilă Per pe ansamblu Deci soluția la această problemă Vine întâi și întâi, întâi la noi însumi da. Fiecare locatar din blocuri nu este instituit asociație, ar fi bine să pui întrebarea. Dacă nu el, atunci cine va înregistra asociația în condominiu? nu este o procedură complicată de a înregistra o asociație în condominiu. Nu e birocratism Nu este, este mare birocratism, dar în cazul în care administrația locală, în cazul în care Consiliul Municipal ar veni cu suportul informațional, cu privire la faptul că, uitați, întreprinderile municipale sunt în proces de faliment. Noi achităm un leu dacă să paralel, fac o paranteză, fondul administrat din întreprinderi municipale, la moment valorează, nu, sumativ, să jur de la 8 milioane de lei. În fiecare lună colectează întreprinderi municipale. Și locatarii acestor blocuri au a urmas pe întrebarea, sau eu acești bani investesc într-o întreprindere care nu face față volumului de lucru și în proces de faliment, sau acești bani eu investesc în blocul nostru. Asta ar fi uh, întrebarea care ar trebui fiecare om să o pună. Iar primărie, la rândul său, să vei cu suportul informativ, astfel încât să facă înturniri în fiecare curte cu reprezentanții primăriei și să le explice oamenilor, rutați vă făcând asociații în condominiu, voi vă stabiliți care sunt cheltuieli de întreținere. Făcând asociații în condominiu, voi vă alegeți conducerea din blocul vostru. Făcând asociații în condominiu, deveniți proprietar la teren aferent, nimeni nu se construiește. Făcând asociații în condominiu, apare transparența decizională. Făcând asociații în condominiu, voi știți că aveți cheltuieli de întreținere, aveți fondul de rezervă care are strict destinația pentru reparația capitală sau locală a unor rețele ingineriești și de la asta dispare problema. Că noi deja suntem proprietari la bloc, noi putem desfășura activități economice, noi nu colectăm doar taxe pentru pătrat noi desfășurăm activități economice din care noi facem sursă alternativă de bani și persoanele care sunt social vulnerabile, putem să le punem în situație că deloc sunt achete pentru metru pătrat. Domnul a ce rămâne cea mai bună formă?

noi ca asociație patronală suntem pentru a da suportul la cunoștințele noastre, experiențele noastre care le-am făcut, să le dăm suportul acestei administrații publice locale de a trece la unica și cea mai efectivă formă de administrare. Experiența țărilor vecine demonstrează același lucru? Da, noi avem relații asociații de patronat, avem relații contract de colaborare cu asociația patronală din România, avem parteneri în Germania care noi preluăm experiența lor și cunoștințele lor. Că dacă luăm chiar și legea condominiului care a fost stabilită pentru Republica Moldova, a fost luat practicile din România, Rusia, Kazahstan și Uzbekistan. Care este un iarăși... Un, o abordare incorrectă. Pentru că noi trebuie dacă am trecut la relație de piață, trebuie să vedem și practicile în de piață, dar nu acele care au fost ca și noi în un spațiu închis. Cred că ultima întrebare în cadrul acestei emisiuni, 2000, este o perioadă relativ întârziată pentru adoptarea unui cadru legislativ. De ce? Vă referiți că legea da, a fost legea în 2000 fost și acum? Legea, cum am spus, n a fost perfectă, dar au fost careva modificări. Acum, în martie 2016, a fost a, a, ca obligatoriu schimbată legea care obligă să fie realizat acest, acest proiect de organizare a Ceceu și este unica formă care a fost legibilă pentru Republica Moldova. Domnule Cărlic, domnule Cușnir, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii și bănuiesc că atunci vor da curs și reprezentanții administrației publice locale și cred că vom avea o discuție mult mai constructivă. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Reflector analitic, eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă de fiecare dată. O seară bună!